Autoritățile locale romașcane vor să dea în folosință în acest an sensul giratoriu de la ieșirea din Roma spre Iași și Suceava din zona de deman OMV Petrom. După ce autoritățile din Cordun nu au dorit să accepte parteneriatul municipiului roman în acest important proiect de infrastructură, primăria Roman a trebuit să găsească soluții la investitorii din zonă, care vor beneficia și ei după realizarea celor două obiective, sensul giratoriu și ruta ocolitoare. Este vorba despre terenul pe care îl donează Dedemanul pentru poarta nord a orașului, sensul giratoriu. Și așteptăm și celelalte, sunt în curs de finalizare, e un teren pe care dânsii îl donează primăriei municipiului Roman. Le mulțumim pe această cale Dedemanului pentru buna colaborare, înțelegere și pentru un gest frumos pe care îl fac donând primăriei municipiului Roman un teren. Realizarea sensului giratoriu din zona Dedeman a fost estimată la circa 1.750.000 de lei.